Festivitatea de absolvire a promoției 2014 a Colegiului Național Simion Bărnuțiu și Miu Silvanii. Colegiul Național Simion Bărnuțiu este astăzi în sărbătoare pentru că a venit timpul ca roadele muncii să ni le ofere nouă tuturor. Astăzi, o nouă promoție zboară în cele patru zări pentru a duce și împărți roadele de la poalele măgurii. După ultima oră de dirigenție a absolvenților claselor a 12-a, când catalogul a fost strigat pentru ultima oară în anii de liceu, a urmat tradiționalul marș prin sală de curs și laboratoare ca semn de prețuire și rămas bun pentru profesori și colegi, dar și ca legământ solemn intonând Gaudeamus Igitur. Să ne bucurăm așadar cât încă suntem tineri. Manifestarea a continuat cu rostirea legământului de onoare în fața bustului patronului spiritual Simion Bărnuțiu, unde s-au depus coroane și gerbe de flori. Zurăm! Să auzim povața secolului nostru, zurăm! Să vedem cu claritate zarea zorilor de mâine, zurăm! Spre viitor să ne îndreptăm cugetele noastre tinere, zurăm! Să fim țării noastre de folos, zurăm! Viva tembra felide, sempre si di flore, sempre si di flore. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Nos ave Vivatus a brevises, brevi fini etur. Vivatus a brevises, brevi fini etur. Venit mors velociter, rapid nos atrociter. Ciao.
Intonarea imnului României au urmat mesajele reprezentanților Colegiului Național Simeon Bărnuțiu, oficialităților locale și elevilor. Cuvântul de deschidere i-a revenit directorului colegiului, profesor Costelaș Ioan, care a marcat însemnătatea acestei zile, a adus mulțumiri dascălilor și colaboratorilor, cuvinte de îmbărbătare și de mândrie, urându-le succes absolvenților. Certitudinilor și emoțiilor, pentru că de ei ne leagă amintiri frumoase și acumulări. Dragi absolvenți, încheiați astăzi un drum lung, încărcat de eforturi, pe care dascălii voștri s-au străduit să-l facă mai ușor, mai interesant, mai inteligibil. Prezența noastră aici demonstrează că am reușit, că ați reușit în proiectul devenirii umane. Stângăciile, odihnelile inerente au fost depășite cu hotărâre. Avem astăzi, aici, în fața noastră, niște viitori oameni mari cu care sunt siguri ne vom mândri cândva că au fost elevii acestui liceu. Profesorilor le mulțumesc pentru dragostea, înțelepciunea, creativitatea și perspicacitatea dovedite în clasă și în afara ei. Și lumea poate să nu recunoască, dar adevărul ne arată că dumneavoastră sunteți profesioniștii cei mai importanți ai societății. Părinților, de asemenea, le mulțumesc pentru încredere, pentru implicarea dovedită, fără de care eforturile noastre ar fi fost zadarnice. Dragi absolvenți, sper că tot ce ați învățat alături de dascălii voștri în acești 4 ani să vă fie de folos, să vă deschidă căi și uși către lume și viață, dar mai ales să vă ajute să vă împliniți speranțele și visurile care vor da sens și consistență devenirii voastre umane. Continuați așadar să visați, pentru că tot ce vă puteți imagina poate fi real și continuați mai ales să faceți lucruri bune, pentru că oamenii care știu să facă lucruri bune vor fi căutați la fel de sigur cum este sigur că soarele răsare în fiecare dimineață. Se spune în ziua absolvirii că trebuie să intrați în lume și să o schimbați. Vă doresc așadar succes în a face din această lume, în măsura posibilităților voastre, un loc mai bun în care să trăim. Succes! Au urmat mesajele doamnei inspector Kendia Maria, reprezentantul inspectoratului școlar, domnului deputat Lucian Bode, reprezentant al Parlamentului României. Un nou început, fiindcă veți porni spre o lume nouă, plină de greutăți și provocări. Numele inspectoratului școlar județean Sălaj și al meu personal vă doresc multe, multe bucurii, mult succes în examenele care urmează. Vă felicit pentru rezultatele obținute și vă doresc să vă bucurați din plin de aceste clipe frumoase alături de cei dragi. Domnule deputat, mulțumesc, onorat prezidiu, stimați dascăli, elevi, dumneavoastră, dragi absolvenți, v-ați bucurat de cea mai frumoasă perioadă din viața dumneavoastră, anii de liceu. Urmează o perioadă la fel de frumoasă, dar cu mai multe greutăți, cea în care veți urma anii de facultate. Tuturor vă adresez un sincer și călduros din partea unui reprezentant în Parlamentul României, din partea acestei instituții, felicitări pentru rezultatele pe care le-ați obținut, pentru că peste ani și ani, nu știu dacă o să vă amintiți ziua în care ați terminat liceul, dar cu siguranță vă veți aminti ce liceu ați terminat și unde ați terminat.
Primarul orașului, domnul inginer Septimiu Cătălin Țurcaș, a adus mulțumiri dascălilor și elevilor pentru că mențin ștafeta pregătirii la cote înalte și le-a urat sănătate și reușite în viață. Onorată asistență, dragi absolvenți, este o zi încărcată de emoție pentru voi și în același timp și pentru mine. Dacă în ultimii ani prezidiu eram partea cealaltă, parcă emoțiile sunt mai mari și pentru mine, pentru că învăț și casa părintească din această poziție. Sigur, este destul de simplu, pentru că aveți toate argumentele să reușiți în viață. Ați avut părinți care au avut grijă de voi în sensul în care v-au fost tot timpul alături. Ați avut profesori deosebiți și, de ce nu, ați fost foarte serioși. Pentru voi, examenul care vă așteaptă, primul examen, bacalaureatul, cutul meu, este un antrenament pentru viață. Niciodată n-au fost probleme la acest colegiu pentru calitatea profesorilor și, de ce nu, a voastră. Eu vă felicit la modul cel mai serios, să vă dea Dumnezeu sănătate, ca atunci, peste 10-20 de ani, când o să vă întâlniți în curtea acestui liceu, să vă depănați amintiri, să vă spuneți unul altuia că ați reușit. Și ați reușit pentru că ați fost serioși și pentru că v-ați urmat cursul așa cum trebuie. Primăria Consiliului Local a fost întotdeauna aproape de cei mai apropiat vârfurile colegiului, începând cu elevii participanți la Olimpiadele Naționale, și a continuat cu premierea și înmânarea premiilor de onoare celor mai buni dintre cei buni la final de liceu. Preierul Diana Cristina, Pop Elena Florentina, Torcoș Lorena Vizela. A sosit momentul să-i onorăm pe cei mai buni dintre cei mai buni. În acest an avem 3 eleve care vor primi din partea colegiului nostru diplome de onoare. Premiul de onoare se acordă elevei Teeru Diana Cristina din clasa 12A. De asemenea, premiul de onoare se acordă elevei Pop Elena Florentina din clasa 12C. Tot un premiu de onoare se acordă și elevei Torcoș Loreta Vivian din clasa 12B. Felicitări! Domnul primar, vă rog să continuați. Dar putea să o facă și domn director, că este consilier local. Din partea Consiliului Local Șimleu, aceeași șef de primarul, Diana Cristina, domnișoara Pop Elena Florentina din materia de lungimea mesei. Loreta Vivian. De acolo, da. Mulțumim și mult succes. Nimic. Cuvintele nu pot grăi, nu pot înțelege profunzimea acestor trăiri. Închei mica mea confesiune cu un regret și acela că nu pot da timpul înapoi să mai trec încă o dată prin experiențele și întâmplările petrecute în acești 4 ani. Acum, în pragul unui nou început, nu rămâne decât să le mulțumesc tuturor dascălilor care ne-au îndrumat pașii, părinților care ne-au vegheat visele și colegilor care au fost alături de noi. Vă mulțumesc, vă doresc multă sănătate și succes în continuare! Comisiona Pop Elena, aveți bine! Bună ziua, dragi părinți, stimați profesori și proaspăt absolvenți!
Iată-ne din nou la sfârșitul unui an școlar în fața dumneavoastră. De-a lungul a 12 ani, trecem prin momente similare, dar anul acesta are ceva special. Anul acesta încheie un capitol frumos. Gândindu-mă, cred că următoarele trei cuvinte îl definesc. Provocare, cunoaștere și răbdare. Știu că acum vorbesc în fața unor viitori ingineri, medici, IT-iști, avocați, profesori, chimiști și psihologi. Noi toți credem că știm ce înseamnă provocarea, pentru că fiecare din noi am avut și am trecut peste momente grele. Cu toate acestea, adevărata provocare abia acum începe. Îndemnul meu pentru voi este să fiți optimiști, plini de viață, perseverenți și să nu uitați niciodată că bazele succesului vostru au fost construite aici, la Valele Mondului. Pentru că sunt o combinație atât de reușită, sunt sigură că nu vom avea nicio problemă să trecem cu brio de examenele ce vor urma. Cu toate acestea, eu vă urez mult succes! Mulțumesc! Domnul Sora Tocuș, vă rog să vă adresați mesajul. Comitetului de părinți. Doamna profesor Ghile Marioană, aveți cuvântul. Dragi absolvenți, stimat auditoriu, în urmă cu peste 30 de ani mă adresam atunci în numele absolvenților din aceeași curte care astăzi însă mă găzduiește altfel sau să-mi exprim cuvântul din punct de vedere al unui părinte. E adevărat, au spus acești absolvenți care au vorbit înainte, părinții sunt primii dascăli, primele modele pe care le au copiii. Treptat, modelele se schimbă și de cele mai multe ori dascăli sunt cei care devin modele, cei care își pun amprenta definitiv unor pe destinul unui copil. Vă doresc din tot sufletul să fiți învingători, să vă întoarceți în urbea voastră cu capul sus și să fiți un brand pentru Șimleu. Mult succes și felicitări tuturor părinților care v-au educat, alături și profesorilor care v-au învățat până în acest moment. Mult succes mai departe! Tisztelt tanár, kedves diákok, szülők és vendégek! A mai nap jelentős mindenki számára, aki itt van. Gondolom, kedves gyerekek, lelkesedéssel vártátok ezt az eseményt. A 4 évi munkátok eredményéről van szó. Egy siker, ami a tiétek, de ugyanakkor a tanár és szüleidek sikere is. Megkaptátok a legjobb tanítás és nevelés. Ezért megköszönném a szülők nevében, a tanároknak, a vezetőségnek a tartalmas, türelmes, következetes munkát. Rajtatok múlik,
Ezután, hogy mit kezdtek azzal, amit onorați invitați. În numele părinților, vă mulțumim, dragi profesor, pentru dăruirea cu care ne-ați educat și ne-ați pregătit profesional copiii. Depinde de voi, dragi absolvenți, în ce măsură reușiți să valorificați ceea ce ați acumulat în cei 4 ani. Noi, părinții, avem încredere în voi, vă dorim mult succes! Invit acum elevii claselor a 12-a și a 11-a să se pregătească pentru momentul festiv de predare-primire a cheii succesului. Iar apoi a urmat premiera clasei a 12-a. Pentru dumneavoastră, Diana Tăieru. Au venit ca niște copii năzdrăvani în clasa a 9-a și vreau să sper că au reușit să se maturizeze. Acum voi da citire premiilor clasei a 12-a. Premiul întâi cu media 10, Tăieru Diana. Premiul întâi, cu media 10, Sucuran Gabriela.